Doamne, Tu mă cercetezi îndeaproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă cun și îngânoști toate căile mele. Doamne, când nu mă ajunge cuvântul pe limbă, Tu și Tu, Doamne, și cunoștând totul. Tu mă cercetezi îndeapoi și pe dinainte, Tu îmi spui mâna peste mine. Știind și atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de față de Duhul Tău? Unde mă voi ascunde de fața Ta? Dacă mă voi înciune în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în rocuința morților, iată, Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să răcăiesc la margini molii, mâna Ta mă va căzi și dreapta Ta mă va puca. Dacă mă voi duce cel puțin în tunericul, mă va acoperi și se face în față noapte lumina din prejurul meu. De asta că nici întunericul nu este mai întunecos pentru Tine. Noaptea încerunceste ca ziua, întunericul ca lumina, Tu mi-ai întrezinichi. Tu m-ai setus în puntețele mamei mele. Te lauzi că sunt făptura sa de minunate, și minunate sunt lucrurile Tale și se vine vede sufletul meu în lucrul acesta. Nu era decât un plus fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele vieții mele că voi ochi înainte să fi fost una din ele. Când ne pătrunce și se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor în lucrul acesta. Dacă le număr, sunt mai multe ca boabele de nisip, cum o teje sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, Te-ai ucibete cerou, depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sunze. El vorbesc despre Tine în chip nelezuit, însă la numele ca s-o minto. El vă masii Toi, să nu răs eu, Doamne, cel ce Te răște, și nu să fie scurbă, și cel ce Te potrivă împotriva Ta. Da, răs ca rău desăvârșită, a privezi ca pe vrăjmașii ai mei. Jertfează-mi, Dumnezeule, vezi în inima, vezi în gândurile și vezi dacă sunt pe calea și de semna care a veșnicie. Amin.